De la începutul pandemiei până în prezent, în județul Olt s-au înregistrat 34.809 cazuri de COVID-19, iar 777 de persoane au decedat. Peste 1.100 de olteni sunt acum în izolare infectați cu COVID-19, iar 926 sunt în carantină la domiciliu, fiind declarați contacți direcți. Gradul de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de COVID-19 în spitalele din Olt a depășit 50%. Rata de infectare în județ a ajuns astăzi la 12,55 cazuri la 1000 de locuitori. Cel mai mare indice al îmbolnăvirilor de COVID este în localitatea Ipotești, 28,7, urmată de Slatina cu 28,67 de cazuri la 1000.